Noi continuăm emisiunea noastră și urăm succes și baftă tuturor participanților de la Eurovision din acest an, iar revenind în platou, trebuie să ne întoarcem și ele noastre lumești sau poate cerești, că lumea poetului, lumea artistului, de altfel, este una foarte variată. În acest context vorbesc cu doamna poet, poetă, să-i spun așa, Lidia Grosu. Bună dimineața și bine ați venit! Facem un fel de lansare de carte azi, dar mai multe poate să ne spună chiar domnia sa. Este vorba de Țară Portocruce. Dăm, se vede bine. Vă rog frumos să dați cadrul mai aproape, pentru că nu știu dacă s-a mai întâmplat așa la bună dimineața, dar lansăm și o carte azi despre care vom discuta cu doamna în special. Pentru cine și ce este versul Lidiei Grosu? Este vis, este realitate, este oglinda cui? A sufletului poetului, a eu-lui liric, probabil. Pentru mine poezia este o simțire, o trăire de intensitate în permanență și această trăire mă ajută să trăiesc în continuu și să redau acest lucru în vers. Și dacă, desigur, cineva dintre telespectatori din publicul meu se regăsește în măcar una din poezii, deja voi avea mai mulți cititori, mai mulți doritori de poezie. Pentru că poezia, într-adevăr, a fost și rămâne o parte aceea spirituală, dintr-un tot unitar al spiritualității, care ne ajută să suportăm realitatea mai ușor. Ce după părerea mea. Normal. Ce exprimă versurile Lidiei Grosu? Ce aduc ei în fața? Ele au o diversă tematică, diverse motive și, desigur, ele nu sunt unele străine de ale altor autori. În permanență este un dor nemijlocit de viață continuă, de viață frumoasă, pentru că fie că și atunci când este vorba de tristețe, fie că este vorba de bucurie, fie că este vorba de o trăire de altă natură, de iubire dintre cei doi sau iubirea de natură sau iubirea de cei apropiați, totul este poezie. Pentru mine totul este poezie. Și dacă să ne gândim acum, e chiar ușor a scrie versuri când nimic nu ai spune? Întotdeauna nu. Cred că poetul întotdeauna are a spune ceva. Adevăratul poet are a spune ceva. Nu că mă consider adevăratul poet, dar mă regăsesc. Mă regăsesc în cuvânt și este și o delectare a sufletului continuă. Pentru cărțile dumneavoastră, care au și un număr impunător, să-i spunem, sunt deja 13 sau mai mult de 13, sunt 14. Da, anul acesta vin cu o carte, chiar la început de an, cu o carte pentru copii. Așa. Sper, acum, iată, lucrez la ea. Dar aveți și premii, am înțeles că am avut, premii. Iată, chiar am adus aici, am luat premiul Leonid Alare la București. Felicitări. Mai multe premii am luat, vis de toamnă, iată aici, premiul Leonid Alare, diploma. Și am participat la concursul internațional, vis de toamnă, anunțat de revista Apollon. Am mai multe recenzii dincolo de Prut. M-a susținut enorm în mai multe rânduri marele scriitor Ioan Barbă de la Râmnicul Vâlcea. Am participat la mai multe festivaluri de carte de acolo, am fost invitată, am fost invitată și în platou, am avut o emisiune la televiziunea de acolo. Nicolae Dinescu s-a pronunțat cu un articol foarte... îi mulțumesc foarte mult și întotdeauna încântată pentru ceea ce a scris. Aici, la noi, chiar vreau să-i aduc mari mulțumiri aproape la toate cărțile mele. A scris recenzii criticul literar Vitalei Răileanu, căruia îi sunt profund recunoscătoare, este și un bun poet. Vreau să vin și eu cu recenzii, pentru că fac și eu critică literară. Da. Îmi place versurile lui, sunt așa mai acvatice, mai care țin de marin, de profunzime. Ce mă inspiră tot. De inspirație? Dragostea de viață. Este, cred că, totul. Și atunci când te simți frustrată și atunci când trebuie să găsești în tine momentul acesta oportun ca să vii cu un cuvânt scris pe foaie, așternut.
Deci nici o zi, un principiu de viață este unul dictat de antichitate, nici o zi fără a scrie un rând. Aveți o poezie preferată din cartea de astăzi? Așa să fie și constant, ca să ne ducă cu gândul pe fiecare cât mai ușor. Eu cred că telespectatorii noștri sunt variați, mai ales în materie de poezie. Scriu și în vers liber, scriu și în vers tradițional. Pentru mine orice poezie este dragă, pentru că fiecare îmi amintește de o trăire. Normal, e același. Ce ar fi una care, deci, mă scoate din pesimism uneori, când mai este, nu este vorba de căderile acestea, pesimism, dar niște momente așa când te fac să te simți mai altfel decât în area optimismului. Și atunci vin cu pedestrămarea siguranțe. Nu pot să mor când fulger în adâncuri, când fluturi albi se îmbată de arome sfioase, ce-și sărută dulce în crânguri retragerea în haina policromă. De acalmie nu mai este timp și nici de a mă ascunde în găoace. Cu un nou micromandat, om fericit, dansez pe vârf de ace, perspicace. Pictez pe destrămarea siguranței un nou tablou ce poartă dublu sens. Din cupele împlinirii și speranței îmi sorb cu soare visul spre imens. Străină urii, locul îl sfințesc, cu litera de seamă ce-mi rezumă iubirea de Iisus și omenesc la paragraful dem de ea în lume. Frumos. Eu mai întâi încercam să vă privesc cum citiți, dar după aceea mi-am dat seama că trebuie să plec capul și să-mi imaginez toate cele ce recitați dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Ne duce cu gândul la dragostea de viață versurile dumneavoastră, dar altfel, dacă vorbim despre dragoste, e necesar, fac și o paralelă acum la subiectul care urmează, e necesar de sărbătoare, anume, fie că e vorba Dragobete sau Sfântul Valentin, sau dragostea trebuie să persiste mereu? Am o poezie, tot așa o scrisesem în ajun de sărbătoarea Valentin și Valentina, că avem sărbătoarea noastră Dragobetele, exact. Sigur. Da, sărbătoarea îndrăgostiților. Și atunci titlul poeziei era intitulat în felul următor: există o zi a iubirii, există în fiecare zi, dacă omul și-o dorește. Uite așa, uite așa și este. Noi vă dorim succes, inspirație, mulțumesc, talent și recunoștința tuturor, pentru că și premiile bănuiesc că vă motivează să continuați ce ați sigur, început. Da, mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Eu vreau să mulțumesc tuturor telespectatorilor și să invit în permanență să ia câte o cupă de poezie atunci când găsesc un moment demn de a cinsti din această cupă. Când vor să-și mai odihnească mințile, exact, și să ducă într-o lume frumoasă.